Păsările, culorile naturii, cu Silvia Ursul. Luna martie e întoi, iar primăvara își intră în drepturi destul de încet. Păsările însă mai au devenit. Migrația ne livrează în fiecare zi specii mult așteptate. Dar, până nu au dat frunzele la arbori, ne folosim de moment pentru a vorbi despre ciocănitori, căci acum e momentul lor. Știți cu toții aceste păsări. Le vedem toată ziua prin copaci, lovind cu ciocul, cu cea mai adâncă preocupare. Primăvara de vreme, în luna martie, sunt foarte teritoriale. Se fugăresc unele pe altele, fac mult zgomot. Masculii, în special, scot un sunet specific ca urmare a lovirii repetate cu ciocul, numit în limbaj ornitologic toboșerit sau abate darabana. Pe lângă acest sunet, emis în perioada când sunt foarte teritoriale, ciocănitorile scot și un sunet strident, diferit de la o specie la alta. Specialiștii pot să deosebească aceste sunete și să înțeleagă ce specie locuiește într-o anumită zonă. De exemplu, întrucât în ultima vreme am tot dat târcoale rezervației Orheiului Vechi, ne-am gândit să venim cu o listă a speciilor de ciocănitori care pot fi văzute și auzite acolo. Bineînțeles, dacă suntem cu urechile ciulite și cu ochii în patru. În primul rând, să nu uităm cu ce se hrănesc aceste păsări. Cu insecte și larve, dar nu orice fel de insecte, ci anume cele care stau ascunse în galeriile săpate în lemnul arborelor. Din acest motiv, ciocănitorile au un cioc puternic, conic, ascuțit, care seamănă cu un fel de daltă adaptată pentru cioplit în lemnul arborelor. Limba lor este cilindrică, foarte lungă, protractilă, putând fi scoasă foarte mult înainte. Aceste dotări le asigură succesul în dobândirea hranei și, așa cum este de așteptat, cele mai multe ciocănitori pot fi găsite în păduri, acolo unde există copaci de multe vârste care adăpostesc o varietate foarte mare de insecte. În pădurile din preajma Orheiului Vechi, în special cele de la Ivancea, Trebujeni, Susleni, își duc traiul câteva specii de ciocănitori despre care vom vorbi în cele ce urmează. Cea mai comună și cea mai des întâlnită este ciocănitoarea de grădină, Dendrocopus syriacus. Îi se spune așa pentru că este caracteristică livezilor, parcurilor, grădinilor. Poate fi întâlnită și în păduri tinere, cu copaci nu prea groși. Este o pasăre sedentară la noi, adică stă aici tot anul și nu migrează în sezonul rece. Lungimea corpului este de până la 25 de centimetri, iar masculii și femelele nu prea se deosebesc. În general, penajul acestei păsări este o combinație de alb, negru și roșu, doar că la mascul se observă o pată roșie în partea din spate a creștetului capului. Este ușor de confundat cu ciocănitoarea pestriță mare, de care se deosebește prin absența dungii negre de pe laturile gâtului până la ceaf. Aceasta din urmă, Dendrocopus major, este o altă specie întâlnită acolo unde sunt copaci bătrâni, conifere sau foioase. Se găsește de asemenea și în parcuri sau grădini, în copaci care le convin. Este un pic mai mare decât ciocănitoarea pestriță de grădini și la fel este sedentară. Se hrănește în principal cu insecte, însă iarna recurge și la semințe, dacă găsește. Ocazional consumă și ouăle sau puii altor păsări mici pe timp de vară. Dacă avem ciocănitoare pestriță mare, e logic să avem și ciocănitoare pestriță mică. Această pasăre trăiește și ea în păduri de foioase, parcuri, livezi, unde există arbori morți pe care să-i folosească la cuibărit. Este cea mai mică ciocănitoare de pe continentul european, având o lungime a corpului de 16 cm. Este o pasăre sedentară la noi, se hrănește cu insecte și cu larvele lor, dar consumă și nuci sau fructe de arbust în timpul iernii. Între ciocănitoarea mică și cea mare, o avem pe cea mijlocie, sau cea de ștejar, cum mi se mai spune. Așa cum îi zice și numele, această pasăre preferă pădurile de foioase, în special cele de stejar și carpen, cu arbori ajunși la maturitate. Se hrănește în special cu insecte și cu larvele acestora din scoarța arborilor, însă vara consumă și semințe și fructe. Este și ea o specie sedentară. Pe lângă aceste patru specii care fac parte din genul Dendrocopus, mai există câteva care fac parte din alt gen, și anume genul Picus. La noi în țară ele poartă numele de ghionoaie. Ghionoaie sură și verde. Cea sură, Picus canus, este caracteristică zonelor împădurite, cu foioase și de amestec și pădurilor din preajma râurilor și lacurilor. Deși se numește sură, penajul ei general este de culoare verde măsleniu, doar capul fiind gri verzui deschis. Se hrănește cu furnici și larvele acestora de sub scoarța copacilor. Uneori culege furnici și alte insecte de pe sol și din acest motiv își apără cu înverșunare teritoriile unde există mușuraie de furnici.
Este foarte timidă și ascunsă în cea mai mare parte a anului, însă devine foarte activă în timpul sezonului de împerechere. Ghionoaia verde, Picus viridis, are culoarea verde spre gălbui, cu creștetul și ceafa roșii. Se hrănește și ea cu insecte, în special cu furnici, iar în sezonul rece consumă și boabe. Este întâlnită în păduri bătrâne și își face cuibul în scorburi de copaci. Ambele specii sunt sedentare la noi în țară. Lista noastră se încheie cu cea mai ciudată ciocănitoare din Moldova, capântortura. Îi se spune așa pentru că are capacitatea uimitoare de a-și răsuci capul la 180 de grade atunci când este în pericol sau când simte o amenințare. Preferă și ea pădurile de foioase, în special stejar, frasin și ulm, dar n-are nicio problemă să stea prin pâlcuri de copaci sau arbuști izolați. Spre deosebire de celelalte ciocănitori, capântortura este singura specie de ciocănitoare migratoare, efectuând deplasări sezoniere din Europa și centrul Asiei spre sudul Asiei și centrul Africii, unde rnează. Se hrănește cu furnici, viermi, păianjeni, larve, fluturi, pe care le capturează cu limba lipicioasă retractabilă din coronamentul copacilor, dar fără a sparge scoarța acestora, cum procedează rudele sale din familia ciocănitorilor. Precum vedeți, majoritatea ciocănitorilor preferă pădurile bătrâne, cu copaci vechi, găunoși, atacați de insecte. Deseori, în strădaniile lor de a-și căuta mâncarea sub scoarța copacilor, sapă galerii sau scorburi pe care alte păsări din pădure le folosesc pentru cuibărit. Sunt cazuri când și mamiferele mici se adăpostesc în aceste scorburi sau creează acolo depozite de mâncare. Din acest motiv, ciocănitorile sunt foarte utile silviculturii, nimicind un mare număr de insecte dăunătoare și creând condiții prielnice pentru existența altor organisme. Sper că v-am convins de faptul că familia ciocănitorilor e foarte interesantă și merită de studiat. Cred că data viitoare, când veți ajunge prin pădurile noastre, inclusiv cele de la Orheiul Vechi, veți atrage atenție sporită acestor păsări. Pe curând! Păsările, culorile naturii, cu Silvia Ursul.